acesta este cozonac. Un vas. O să punem drojdia noastră. O să rămân așa aici. O să adăugăm un vârf de linguriță de miere. Așa. Cam 2-3 linguri de lapte. Să topim aici drojdia noastră. Și o să adăugăm puțină făină. Tot așa, o lingură, două de făină. Și facem plămădeala noastră. Ca o cremă. O lăsăm, o dăm deoparte și începem să unim toate ingredientele. Într-un vas sau puteți pune chiar și pe masă. Așa. Eu o să punem gălbenușurile cu mierea. Amestecați bine toate ingredientele până se topește zahărul. Eu am mierea mea, este zahărisită. Și o amestecăm bine până se topește. Așa. Adăugăm și smântâna. Eu le adaug pe toate și le amestec bine. Așa. Adaug și sarea. Adăugăm și coaja de lămâie. Puteți pune și aromă, esență de rom. Și acum, aroma noastră de pasta noastră de mandarini, o adăugăm treptat. Puțin câte puțin și gustăm. Eu am să adaug două lingurițe și apoi gustăm. Dacă credeți că încă nu este de ajuns de aromată, mai adăugăm puțin. Și amestecăm bine una în alta. Punem și puțin lapte. Avem câte 200 de grame din fiecare. Așa. Și începem. Începem să adăugăm făina. O să adăugăm așa puțin câte puțin. Amestecăm bine totul. Adăugăm și restul de lapte. Așa. Deci ne-a mai rămas de pus untul și cu maiaua. Ia uitați, drojdia. O
să punem toată maio aici. Și acum amestecăm. Să-l pun pe masă ca să lucrez mai bine. Și acum o să începem. Să incorporăm bine făina și untul. Este un aluat care nu trebuie foarte mult lucrat, pentru că îl dăm la frigider imediat după ce terminăm. Îl lăsăm mai întâi să crească și după aceea îl dăm la frigider. Să știți că am emoții. Așa. Am emoții. Încă se simte untul în interior. Îl puteți pune și tu un pic topit untul. Aluatul nostru este gata, ia uitați, eu acum îl pun într-un vas, mi-am pregătit deja un vas, îl puteți unge cu puțin unt, aluatul este gata, deci în momentul când nu se mai simte untul și sunt toate bine amestecate, punem în vas, ia uitați, acoperim cu folie, îl lăsească puțin și după aceea îl dăm la frigider. Mâine dimineață. Să facem umplutura. Între timp cât noi facem umplutura, aluatul o să crească. Eu îl scot în jur de 5 dimineață ca să aibă timp să ajungă la temperatura camerei. Pentru umplutură o să avem nevoie 100 de lapte fierbinte, 250 de grame de stafide. Eu am de două feluri, și mai mari și mai mici. Puteți pune și rahat. 100 de grame de nucă măcinată. 100 de grame de ciocolată. Aceasta este opțional dacă vreți să o puneți bucățele în interior. Esență de rom. De rom. Bună ziua, Ana! Două fiole. Și cacao, 30 de grame. Am nuca. La 100 de grame de nucă, punem 100 de mililitri de lapte fierbinte. Și amestecăm. Așa. Eu nu-l fac cu albușuri la această rețetă. Vedeți? Cam așa vine. Și acum adăugăm toate ingredientele. Crema este foarte, umplutura este foarte simplă. Adaug cacao, 30 grame de cacao. Pun și esența de rom, am pun două fiole. Cacaua cu nuca, cu laptele și le adăugăm pe toate. În loc de stafide puteți pune rahat, dacă vă place rahatul.
Eu pun stafide. Și nu le pun în... pun esența aici, în compoziție. Nu le pun cu esența sau nu le... Nu le pun în sirop sau în apă să se înmoaie. Le pun așa. Așa. Aceasta este umplutura. Amestecăm așa bine totul. Așa. Aceasta este crema. Să vă arăt cum crește aluatul. Ia uitați-l cum crește. Îl mai lăsăm. Îl mai lăsăm să crească bine, 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 bine. Acesta este aluatul. Stafidele. Pentru că ele se hidratează în compoziție. Stau și se odihnește acolo. Bine, bine. Așa. Am uns. Vedeți cum am uns? Am uns aici. O terminăm de uns și pe cealaltă. Așa. Punem așa peste tot. Ia uitați. Pe margini. Vedeți cum este? Ia uitați, scos un acolo aluatul. L-am scos dimineață, în jur de ora 6. Numai că el trebuie să stea să se încălzească la tep, fiindcă el nu are temperatura camerei să crească. Acum, eu am să împart în... Așa. Și cu sucitorul am să întind. Dacă este nevoie, puneți puțină făină pe masa de lucru. Să-mi fac loc aici. Să mă pot... Aceasta este umplutura noastră. Crema este plină de stafide, de ciocolată. Așa, încerc să împart. Am pus stafidele foarte, foarte mari. Și bucăți mari de ciocolată. Așa, să punem și pe margine, așa aici. Păi, diseară o să vedem rezultatul împreună. Așa. Și întoarcem. Închidem puțin la capet, așa. Omul este gata. Este gălbenuș, o să punem puțin lapte, cam o lingură. Și
amestecăm, vedeți? Amestecăm așa bine. Ungem bine cozonacii. Cu ou, cu gălbenuș. 40, controlăm și amândoi la 200 de grade, 10 minute. Și apoi încă vreo 40-45 secunde. Ia uitați-i cum arată. Aceștia sunt cozonucii mei.